Îți dai rec. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Educat și Bogat. Numele meu este Mihai Constantinescu, sunt gazda acestui podcast și am marea plăcere să-l am alături de mine astăzi pe Daniel Tudor. Daniel Tudor este antreprenor de peste 15 ani în real estate și lider al The Concept, prima companie de consultanță imobiliară din România, care îmbină servicii de vânzări cu servicii media și totodată lider al diviziei premium a acesteia, Heritage Properties. Înainte de a începe discuția, menționez că acest podcast este sponsorizat de XTB, un broker cu activitate la nivel mondial, listat pe bursa din Varșovia din 2016 și prezent în România din 2008. Prin XTB poți tranzacționa peste 5700 de instrumente financiare, precum acțiuni și ETF-uri cu deținere, cu comision zero, dar și instrumente derivate de tip CFD. Poți începe să investești prin XTB începând cu 10 euro sau 10 dolari. Cele mai apreciate ETF-uri și acțiuni internaționale cu deținere le găsești la XTB. Daniel, îți mulțumesc în primul rând, bună dimineața, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mă bucur nespus că ești aici alături de noi și sunt sigur că va fi o discuție foarte interesantă despre zona de investiții, dar mai ales despre zona de investiții imobiliare. Mersi, Mihai, și felicitări pentru inițiativă. Mulțumesc mult! Mulți dintre urmăritorii noștri te cunosc, ești o persoană foarte vizibilă și în social media și în zona aceasta de imobiliare, și părerile tale sunt urmărite de foarte mulți oameni care sunt deja investiți în zona aceasta de imobiliare sau care vor să intre în acest domeniu. Aș vrea să te întreb, pentru aceia care poate te cunosc mai puțin, cine este Daniel Tudor? Ce a făcut Daniel până acum și care sunt planurile tale de viitor? Mersi, Mihai, pentru întrebare. Într-adevăr, sunt foarte activ personal și compania pe care o conduc e foarte activă în social media și pe multiple canale prin care transmite mesajele. Eu, la bază, sunt absolvent de cibernetică, la ASE, îmi plac mult sistemele și am fost și olimpic la matematică la un moment dat în copilăria mea. Până în punctul în care am zis că vreau să mă bucur de liceu și am lăsat un pic mai moale cu învățatul. Am rămas cu matematica, asta a fost foarte bună. Și în mod natural m-a atras lucrurile în care puteam să implementez sisteme. Primele mele joburi au fost în vânzări. Parcursul a 5 ani am trecut prin câteva companii, nu multe, cred că 2 sau 3, și în 2011 am decis să plec în antreprenoriat și am fondat compania pe care o conduc și astăzi, The Concept, care e activă, într-adevăr, cum ai spus și tu, în zona de real estate. Facem primul servicii de vânzări pentru ansamblu rezidențiale medii și mari din București și din mai multe orașe din țară. Și în mod natural am extins activitatea companiei și către alte divizii, către zona de brokeraj de active de investiție, adică terenuri, clădiri, spații de retail și așa mai departe, către zona de industrial, pe care o considerăm o zonă strategică pentru România în următorii 20-30 de ani, ținând cont de locația pe care noi avem așa în geografia lumii. Apoi am deschis și divizia de care am menționat, Heritage Properties, brokeraj high-end, care lucrăm pe proprietăți de lux, cum se zice în termeni așa obișnuiți, de fapt noi le numim proprietăți premium sau proprietăți high-end. Și recent am intrat și în acționat unei companii de brokeraj financiar care să completeze practic pachetul pe care compania pe care o conduc, The Concept, oferă, și anume finanțări atât pentru persoane fizice cât și persoane juridice, leasing-uri și mai nou și fonduri europene. Multe lucruri. Acum filmez de la Constanța, la un client al nostru, și da, ne place ceea ce facem, asta e foarte bun. Care sunt planurile de viitor? Planurile noastre sunt să extindem compania la nivel național și european. Ne-am propus în 5 ani să ajungem în 5 țări europene, cu sile de muncă. De asta aducem lângă noi oameni din ce în ce mai bun, mult mai bun decât am fost noi până acum, și suntem norocoși, cumva atrage pe cine trebuie. Ce puțin în ultimul timp au venit aproape de noi și în echipa noastră oameni foarte faini. Deja începem să ne legăm legături cu diverse țări din Europa. În primul rând ne vom orienta aici, în apropierea României, în zona asta, Central Eastern Europe.
Pentru momentul ăsta suntem focusați să facem treaba foarte bine în orașele în care activăm deja în România. Primul din București, evident, care e baza noastră. Și mai departe în Constanța, just acum, în Oradea, Sinaia, probabil Brașov. Avem și câteva orașe în Moldova, Bacău, Botoșani acum, dar și altele în viitor. Ne place ceea ce facem și vrem să ducem serviciul nostru la un nivel de excelență în toate regiunile și orașele care merită un astfel de serviciu. Care este valoarea voastră adăugată? Cu ce vă diferențiați voi față de alte companii din același domeniu de activitate ca și voi? E un lănțuit de mai multe lucruri. Dacă vrei un răspuns foarte simplu, este prin capacitatea noastră de a gestiona un proces de vânzare foarte sistematizat și disciplinat pe termen lung. Asta este, dacă vrei, punctul nostru cheie, pentru că noi credem că vânzarea nu este un eveniment, ci este un proces. Este o vorbă care mi-o place foarte mult și o spun tot timpul legat de procesul de vânzare, că tu poți să controlezi eforturile și nu poți să controlezi rezultatele. Poți doar să le influențezi controlând de tot eforturile. Și atunci, ce am făcut noi a fost să despicăm eforturile, adică procesul de vânzare din spate, în mai multe etape, mai multe bucăți, pe care le-am sistematizat foarte bine cu diverse procese, proceduri, sisteme de lucru, principii și reguli și pe care le operăm pe termen mediu și lung cu perspectivă militară, chiar aș putea să zic. Adică suntem militari din vânzări, dacă vrei. Am înțeles. Vreau să te întreb, sunt niște curiozități personale. Care a fost cel mai mare proiect pe care, nu care, ci câte apartamente? Spuneai la un moment dat că vă ocupați de vânzarea complexurilor rezidențiale medii și mari. Care a fost cel mai mare complex? Câte apartamente a avut cel mai mare complex pe care l-ați vândut și l-ați vândut în totalitate? Ca nivel de mărime. Sute? Mii? Sute clar, sute clar, adică vorbim de sute clar. Mă gândeam acum care a avut cele mai multe sute. În București au fost câteva proiecte de peste 200 de apartamente, de exemplu, Cort Timpuri Noi, Trio Bridge View. Acum lucrăm pe proiectul Prima Vista, care are 500 în fabrica de glucoză, printre alte proiecte pe care le gestionăm. La Constanța, aici, la Alezii, avem în momentul ăsta undeva la 800 de apartamente și potențial încă cel puțin pe atât pentru următorii 2 ani. Deci vorbim de volume foarte mari, da. Într-o piață relativ mică, să știi, adică ai crede că e mare piața, dar nu este atât de mare. Sunt, deci, în câteva zeci, nu cred că ating suta, de dezvoltatori valoroși și cu care poți să construiești un proiect pe termen lung, o colaborare pe termen lung, o viziune pe termen lung. Și noi asta căutăm. Clienții noștri sunt cei care văd să ajungă, își doresc să ajungă la excelență în ceea ce fac și noi să le atingem excelența pe zona comercială pe care noi acoperim, zona de marketing, de vânzări, de procese și mai departe. Care sunt proiectele la care lucrezi acum, tu personal, profesional, și care te entuziasmează cel mai tare? Păi, în primul rând, conceptul ăsta, adică conceptul as a whole, așa, ca entitate, sunt multe oportunități care vin către noi. Uneori trebuie să mă temporizez pe mine personal, că am tendința să spun, hai să faci așa, hai să faci așa, dar realitatea este că trebuie să înveți să spui și nu, lucru pe care îl vorbesc mai greu, paradoxal. Cel puțin eu l-am învățat și îl învăț mai greu. Mă entuziasmează acest nou proiect în care am intrat cu doi parteneri, cred că cei care te urmăresc îi cunosc foarte bine, Bogdan Dinu și Cristian Istătescu. Se numește Hubix Investment, este o companie de investiții pentru, în primul rând, zona rezidențială, da? În care, practic, chiar acum, în această perioadă, finalizăm majoritatea de capital și avem planuri foarte mari cu ea. Și sunt diverse colaborări punctuale. De exemplu, am fost recent și mi-a plăcut foarte mult la Bruxelles. Am avut un speech comunității de antreprenori locale din Belgia. Speech-ul a fost chiar din primăria din Bruxelles, din Gothic Chambre, sala gotică care este absolut superbă.
Am rămas absolut impresionat și a fost pe cinste maxime ca în perioada medievală, știi, când sau undeva în probabil cum era secolul 17-18, în care exista dezbatere așa foarte aprinse între membrii conducerii locale din zona asta a lumii. Și a fost foarte bine primit speech-ul meu. A fost deja oameni care antreprenori care au venit să vorbească despre businessurile din Europa. Da. Eu am venit despre businessurile din România și cum poți să faci bani foarte frumos în România și aducând și un plus și o contribuție României și zonei acestea a lumii. Și cred că l-am deschis apetitul să investească în România, în primul rând, real estate, imobiliare, dar și în alte domenii, pentru că realmente, cum spuneam, uite, și Cristian Nețiu, pe care l-am avut chiar de curând invitat și la noi la podcastul nostru pe YouTube, este un moment unic pentru România. E, realmente este un moment unic. Adică sunt niște oportunități care vin către noi, care noi nu le-am avut niciodată în istoria noastră. În istoria noastră totală, nu Da, doar da, da. recentă. Am urmărit și podcastul cu Cristiana Onențiu, mi s-a părut interesant și la nivel de abordare și la nivel de mindset. Deci mi se pare mult mai diferit și am văzut și scurta ta postare cu filmulețul din camera aceea din Bruxelles și chiar era absolut spectaculoasă. Vreau să intrăm ușor, ușor în zona aceasta de imobiliare și spuneai că România în momentul acesta este într-o perioadă foarte, foarte bună și sunt foarte multe oportunități care se întâmplă, unii dintre noi le conștientizăm, alții nu. Putem să vorbim un pic despre context, despre contextul economic și pe urmă să trecem ușor, ușor în zona de imobiliare, cum ar putea piața imobiliare sau cum o face deja, cum capitalizează avantajele acestea economice, sociale, politice, nu știu. Avem avantajul dat de cultura, să zicem, poporului român, care, cumva fiind și o societate tânără, este eminamente atrasă de active fizice, da, active tangibile. Și imobiliarele sunt cumva printre cele mai valoroase active tangibile și acesta este norocul nostru. Eu sunt fidel susținător al investițiilor echilibrate și chiar diversificate, inclusiv personal investesc atât pe bursa de valori București, cât și pe burse internaționale. Totuși, având atât de mult knowledge, atât de mult know-how pe zona de imobiliare, în mod natural investesc și eu personal în zona de imobiliare, undeva a peste 99% din portofoliul meu este aici, este în Normal. acest domeniu. Da. Și pot zic așa, ca perspectivă de ansamblu, în general, când vin mulți bani, cum vin acum în România? Da. Din multiple direcții. PNRR, din diverse investiții străine în energie, investiții în infrastructură, investiții inclusiv militare, să ne dăm o parte, chiar dacă se vorbește puțin despre ele. Și multiplele oportunități de investiții de genul noi business-uri care le leagă cumva logistic, retail și așa mai departe. Banii aceia încet circulă mai mult, iar în final ei se opresc tot în active. Adică după ce au circulat de câteva ori diverse schimburi economice pe companii, la un moment dat surplusul care rămâne în fiecare din acest nivel de schimb este investit și în active. Deci am de fapt cel mai mult în active, pentru că cât poți să folosești banii respectivi. Adică nu poți să mănânci două, nu știu, farfurii de friptură sau altceva, sper că mă vezi. Da. Sau două, eu știu, farfurii de salată de 2 kg. Nu. După ce ți-ai rezolvat problemele de bază, după aceea mai departe gândești, ok, ce fac cu bani? Investești o parte business, o parte poate folosești să te mai și relaxezi, dar cel mai gros ajunge în active. Și activele care sunt pe de român sunt, cum spuneam mai devreme, cele imobiliare. Deci banii ajung în final în imobiliare și pe lângă asta ne mai ajută și faptul că România, în mod ironic, este la începutul evoluției în materie de finanțare de datorie. Adică finanțări de dată, adică credite, în primul rând. Credite. Da? Mă uitam pe niște date chiar cu Bogdan Dinu, în care am tras concluzia că România este cum era Polonia acum 20 de ani.
Ok. 20 de ani, nu știu dacă îmi dai seama, înseamnă asta, înseamnă 2 decenii, înseamnă mai mult de un ciclu imobiliar. De atunci Polonia, iată unde a ajuns, adică este un powerhouse al Europei, este între cele mai mari, cred că 5 sau 6 economii ale Europei, de verificat Da, da, informația, da, poate da, da. greșesc, da? Și dacă te uiți la evoluția creditului în perioada asta, de la câteva procente cât este acum și în România, la cât a ajuns, îți dai seama de fapt că, stai puțin, că creditul nu e așa de rău. Cumva în contradicție cu ce cred românii, după ce s-au frânt foarte mulți în perioada 2008-2010 sau 2007-2010. Creditul este foarte bun cât timp îl folosești cu cap, cu scop investițional, cu scop de a duce valoare mai departe. Acea valoare fiind fie în viața ta, fie în business, fie în investiții imobiliare, cumva să-ți dea o. Să poți să produci ceva mai mult cu respectivul credit. Deci, cumva, contextul, investițiile care se fac în România, faptul că avem un grad de îndatorare ca societate destul de limitat și o parte din Da. creșterea economică sau creșterea activelor se poate face și pe credit și asta poate să aducă valoarea adăugată că plecăm cumva de jos. Ok, interesant. În contextul acesta, cum se vede piața imobiliară de la tine? Vorbim și de rezidențial, dar spuneai că aveți divizii care se ocupă și de zona comercială și zona aceasta comercială are legătură cu tot ce menționai mai devreme, cu infrastructură, cu investiții, cu companii care leagă toate lucrurile acestea, logistică. Cum e anul 2023, venind după un 2022 cu creșteri foarte mari de prețuri? Cum se vede anul 2023 până în momentul acesta? Cea mai creștere a fost 2021 și începutul 2022 până începutul războiului din Ucraina, după care am avut un moment de stagnare și care a afectat destul de puternic piața. Adică am avut un an și jumătate deja, iată, anul trecut, de când a început războiul din Ucraina, în care a fost piața cam pe stagnare. Unele zone au scăzut puțin, altele au crescut puțin. Pe total este cam pe la plus 0, sau plus 1% în cifre absolute. Dacă indexezi inflația, e clar că a fost o scădere, o depreciere. În acest moment se simte o ușoară revenire, chiar aș putea să spun că chiar vizibilă pe anumite paliere, pe anumite orașe și pe anumite tipuri de clienți. Nu aș trage încă concluzia că am ieșit complet din perioada de criză, să zic așa, pe care am avut-o. A se trece criză prin o scădere a tranzacțiilor, pentru o prăbușire a pieței, cum Da. cred. Criză nu Toți o înseamnă că toate așteaptă, crizele sunt la fel, da? sau unii o așteaptă de 5-6 ani. Criza poate să aibă multe cauze. În 2008-2009 a avut cauza drept, a fost drept cauză stopare efectivă a finanțelor, după ce a fost foarte sus în lume general și efectiv accesul la bani s-a limitat dintr-o dată complet. Și evident că a creat niște dominouri care au adus la prăbușirea pieței, care era și foarte aprinsă. Adică în termen relativ la salariul mediu sau la, știu, PIB sau așa mai departe, cum vrei tu să le calculezi, era destul de umflat. Acum, în schimb, nu s-au oprit finanțele, dar au crescut dobânzile. E practic un ciclu economic pe termen scurt de la reidare, ce nu numărește, în care cresc dobânzile și accesul la finanțări se îngreunează, dar nu se oprește. În esență, dacă uiți acum pe piațele financiare, o să vezi că dobânzile sunt deja aproape de cele care erau înainte de război. Adică nu mai e o problemă. Numai percepția oamenilor despre instrumentul de credit este, de fapt, problemat față cum era atunci. De exemplu, poți să iei acum cu dobândă fixă cu 5,7%. 5,7% pe lei e ok. Da, e bine, e Da. foarte bine. Bun, nu e 1-2% cât era în Danemarca înainte de Da, dar nici riscul de țară nu e războiul din același. Ucraina. Da, Dar nici nici în România nu riscul era de. 1-2%, adică era, nu știu, cred Exact. că ne-am închis, cred că Spre înainte de 5, război cred. era 4 ceva, 4 și 4,7, ceva. Da. da. Nu e mare diferență. 5,7% în plus, nu e mai diferit. Cred totuși că în acest moment deja criza reală s-a terminat.
Oricum, onest, România nici nu a fost, de fapt, într-o criză pe total, pe ansamblu, pentru că nu am avut creștere economică în perioada asta și este mare merit al poate unei guvernări mai sănătoase în ultimii ani. N-am mai avut scandal, n-am mai avut devieri de astea, cum a fost, dacă mai ținte, cu protestele din Piața Evoluției, pe Piața Victoriei. Și cumva cu avantaje date de contextul geopolitic în care România cumva e beneficiară, ținând cont de locația în care ne aflăm. Așa că dacă deja am ieșit efectiv din această criză, cel mai probabil o să se simtă și în mindset-ul oamenilor cam în vreo 6, 9, 12 luni. Da. Cumva asta e scenariul vostru de bază. Ce ar putea să meargă prost? Care ar putea fi lucrurile care se pot întâmpla în perioada următoare, astfel încât, nu știu, piața imobiliară să își continue trendul de blocare la nivel de tranzacții și poate la un moment dat să scadă? Înțeleg că scenariul de bază este acesta în care am trecut de ce era mai Da. rău și ne așteptăm ușor, ușor, în 6-9 luni, ca piața imobiliară să revină pe un trend sănătos de creștere. Nu poate creșteri spectaculoase, dar să-și continue trendul. Ce ar putea să meargă? Nu știu, vă gândiți și la un scenariu negativ? Ce ar putea să se întâmple? Sunt și cele mai negative care se pot întâmpla. Unul ar fi să escadeze războiul din Ucraina. Asta e cel mai negativ. Da. Onest, ne-am făcut câteva Trebuie. planuri sau câteva strategii în situația asta, cea mai bună fiind aceea în care ai niște proviziune. Și cam asta este ceea ce am făcut noi. Eu privesc riscul odată și ca pe oportunitate, dar și ca pe ochii ai să ne strângem și cureaua, știi? Deci tot timpul avem niște provizioane, avem niște bani în cont. Cum zicea Bill Gates când a fondat Microsoft, la ceva în distanță spunea că faptul că Microsoft a rămas activă și una dintre cele mai mari companii în ziua de azi este pentru că, datorită faptului că, la un moment dat în istoria noastră, am avut în conturi permanent minim 1 milion de dolari. Da, și 1 milion de dolari în anii 70 sau 60 sau cât era perioada respectivă, era o sumă pentru o Da. companie tânără, startup, așa mai departe, știi? De ce avea acel 1 milion de dolari? Pentru a acoperi costurile operaționale ale companiei timp de un an de zile. El Bine. estima că un an de zile e cam maximum în care omenirea se așează după un șoc. Și a avut câteva șocuri și l-au ajutat. Câteva șocuri, mă rog, la anii respectivi, cu diverse crize prin lume, criza petrolului și așa mai departe. Inflație mare, anii 70-80. Da, exact, foarte mult lucru atunci. Asta ar fi primul scenariu. Al doilea ar fi acela unei catastrofe naturale, cum avem nefericire pentru săraci oameni acum în această perioadă în Maroc și în Libia. Aici, din fericire, pentru orașele în care noi activăm și pentru orașe în general, sunt riscuri destul de mici de inundații sau, nu știu, alte lucruri de genul, pentru că noi nu activăm pe zone neapărat cu, nu știu, impact seismic sau cu pericol de inundații foarte mare. Bucureștiul are, într-adevăr, risc seismic. Dar este în principal pe zonele de clădiri foarte vechi. Orice s-a construit nou sau în ultimii 50 de ani este la un nivel de calitate în construcții destul de mare. Toate studiile zic asta, România stă foarte bine aici, deci nu văd un pericol cum a fost, de exemplu, Turcia acum, când a fost anul ăsta, Anul nu? Cred că trecut, era. cred. Da. Cred că a fost chiar anul ăsta. Da. Anul Sau nu ăsta. mai rețin, în fine, da. Deci cam Apoi astea sunt, da? secete care să lovească România, iarăși nu suntem în acea zonă a lumii care se impactată profund de asta. Cumva zona mediteraneană este acum cu risc mai mare zona Europei, România în schimb nu. Așa că nu văd altceva ce se poate întâmpla major. România e pe un trend clar pozitiv. Dacă nu se întâmplă ceva, un șoc de stat lebădă neagră, ar trebui să avem o creștere foarte mare în următoarea perioadă. Hai să vorbim de zone și de potențial de creștere și de zona aceasta imobiliară. Vreau să vorbim întâi de zonele din București pe care voi le vedeți cu cel mai bun potențial și pe urmă să ne mutăm și la orașe, pentru că aveți expunere nu numai în București, ci și pe alte orașe și sunt curios cum vedeți potențialul în București. Care sunt zonele cu unde voi vă aștepta să existe cele mai mari creșteri și unde interesul investitorilor și a dezvoltatorilor e mai mare?
Tu știi că eu zic des și în cursurile pe care le fac și workshop-uri că imobiliarele urmează infrastructura. În primul rând, imobiliarele urmează economia și apoi, după ce ai setat contextul ăsta de creștere economică, imobiliarele urmează infrastructura. Și atunci te uiți pe București, unde este infrastructura de transport și de facilități. Dacă le ai pe amândouă, ai tras jackpot-ul. De exemplu, pe amândouă ar însemna să ai acces la metrou și acces la artere importante de acces în oraș și în afara orașului, dar în același timp și acces la zone de business, zona de educație, școli, grădinițe, facultăți și zona de entertainment, retail, mall-uri, ce ne place nouă românilor. Da. Și dacă le ai pe astea, poți să te gândești că pe termen mediu și lung, șansele ca investițiile pe care tu le faci să aibă o apreciere a valorii investiției, a valorii proprietăților sau a valorii de capital, sunt destul de mari. Atunci poți să începi să desprinzi niște areale. Este zona Pipera, aviație Pipera, care este principala zonă de creștere din București. Și în Este zona continuare își Gozen. păstrează, scuze, în Da. continuare, ok. Pentru că e deja o Da, zonă da. care a crescut foarte mult și sunt multe. Da. Ok. Da. Nu a crescut de tot, adică Da, nu da, are da. loc sănătate curată. Oricum, Ok. România încă este cea mai accesibilă piață imobiliară din UE. E incredibil de accesibilă în raport cu cât câștigă România acum, pe medie. Apoi, tot mergând pe același principiu, poți să vezi că zona Grozăvești, Regie, Splai, este foarte valoroasă. Apoi, zona Timpul Noi începe să crească foarte bine. Și mai poți să găsești zona militar Lujerului Politehnică, care are și volum mare de oameni, adică sunt studenți, e concentrație foarte mare de oameni, densitate foarte mare pe metru pătrat. Și mai este și zona Palatii, care încă nu are zonă de business, ar putea spune că e contraintuitiv de ce spun și zona Palatii, dar se pregătește să se construiască proiecte de birouri în zonă. În schimb, ce are avantajos această zonă orașului este faptul că e foarte verde, foarte apreciată de bucureșteni. S-a dezvoltat urbanistic foarte frumos. De cum intri în oraș de pe A2, de pe autostradă spre Constanța, simți că e aerisit, că e verde, că e curat. Da? Și e frumos organizat și asta atrage oameni. Atrage ochiul și nu trebuie să fii cunoscător de știință, nu știu, imobiliară sau whatever, să dai seama că e un loc care îți place să locuiești, știi? Și în plus are și densitate din nou foarte mare, adică după zona de vest a orașului, este o zonă care are densitate, are multe blocuri construite în perioada comunistă, din care mulți oameni caută să facă un upgrade și atunci unde se vor duce? Tot Tot acolo în unde s-au zonă. învățat, știi? Tot în zonă. Exact. Da, și funcționează. Noi mai avem o zicală pe care o spunem des, că atunci când investești în imobiliare, trebuie să investești la locul potrivit, înainte de momentul potrivit. Și De asta te atunci poți întrebam, să, care da, poți să te asumi cumva un soi de risc controlat, să te duci acolo unde vezi că urmează niște proiecte majore de infrastructură. Da? Și atunci poți să începi să vezi chiar mai în ansamblu această oportunitate. Și să te uiți unde sunt următoarele linii de metro care se construiesc, unde nu se că noua centură în regim de autostradă, unde se vor construi următoarele școli, unde se va construi următorul parc fain sau unde se va reconstrui următorul parc fain. Și poți să începi să vezi și zone adiacente, cel pe care l-am menționat eu, sau zone complet noi. Nu le mai număr găs mult și asta. Bucureștiul, per total, este un oraș fabulos pentru investiții. Este un oraș extrem de valoros care atrage populație. Știu care are minusurile lui, știm cu toții, e poluat, e cel mai poluat oraș sau cea mai poluată capitală din Europa. Este un pic aglomerat, să nu zic, foarte Un aglomerat. pic, da. Da. Dar cu toate astea atrage oameni. Nici mie nu-mi place să miros gaz de eșapament, de asta conduc mașină electrică și îi motivez pe toți să treacă la asta, că este efectiv o schimbare completă de mindset, de viață, de stil, de costuri, plătești mult mai puțin. Da, cred că mai avem un pic să ajungem acolo. Deci probabil cu ceva efort al nostru, oamenilor care ies
public și vorbesc, cred că o să avem un oraș și mai curat în timp. Dar acum ce puțin, probabil că cel mai frumos, cel mai nu frumos, cel mai bun oraș în care să te dezvolți tu ca persoană, în momentul față în zona asta a lumii. Probabil și unde sunt cele mai multe oportunități, cel puțin pentru Exact. România. Da. Da. Și orașe, la nivel de orașe, pe lângă București, care sunt orașele cu potențial? Eu recomand să intrați pe harta celor de la proinfrastructura.ro, unde acolo aveți toate proiectele de infrastructură majore din România și să te uiți pe unde o să treacă. Următoarele autostrăzi, următoarele căi feroviare, unde se construiesc sau se extind următoarele aeroporturi, unde se fac diverse proiecte de energie, pentru că proiectele de energie, mai ales astea regenerabile, preced dezvoltarea industrială. Orice dezvoltare industrială are nevoie de foarte multă putere Exact. instalată de energie. Și cea mai bună formulă ca energia să fie ieftină este să o iei din apropiere, să nu o transporți. Și atunci dacă tu ai niște hub-uri energetice care încep să se construiască în România, de exemplu zona Moldovei, care este campionă la capitolul ăsta, poți dai seama că vor urma proiecte de industrial și Acolo practic apare. producție, da? Și după ce urmează aceste proiecte, urmează și dezvoltare de office și comercială, și urmează, evident, și dezvoltarea rezidențială. Da. Și atunci, de acolo poți să începi să te gândești, ok, aș putea să cumpăr poate în Bacău acum, care este destul de jos ca preț încă, și să mă aștept că va deveni un hub logistic, pentru că aceste companii foarte mari, de exemplu, Dedeman de acolo, Agricola de Da. acolo, Pambache de acolo și așa mai departe. Noi avem chiar un proiect foarte frumos în cea mai bună locație din Bacău. Și să spui, ok, cumpăr aici pentru că mă aștept ca Bacău să crească după ce încep să vină autostrăzile, cu care deja sunt avansate o patentă, da, Da, în da, Moldova. Da. Da, dacă vrei să-ți răspund și mai scurt la întrebare, ar fi în primul oraș tradițional de cele 5 după București, anume Constanța, Brașov. Cluj, Timișoara, Brașov, Iași, da, care au potențial să crească mai departe, unele chiar subevaluate puternic. Și apoi, second tier, Da. orașele care sunt bine administrate sau care au potențial foarte mare, dat de ce spuneam mai devreme. De exemplu, Oradea e primul pe listă. Da. Oradea este fascinant cum se dezvoltă. Îi cunosc personal pe o parte dintre oamenii care administrează orașul. Sunt niște oameni cu bun simț, cu viziune, cu expertiză, cu dorință să facă și cu o calitate așa umană care te inspiră. Adică n-ai cum să nu vrei să locuiești acolo, știi, dacă Exact. ești în zonă. Apoi, cred mult în Târgu Mureș, pentru că e aproape de Cluj, s-a legat cu autostradă și se va lega și de Moldova, termen lung. Apoi, Moldova, oricare oraș din Moldova, puteți să-l luați la rând, e incredibil ce potențial este acolo și, cum spuneam și la Bruxelles când am fost la conferință, pregătiți-vă pentru că Moldova o să devină tigrul României într-un orizont de, nu știu, 10-20 de ani, cel mult, poate chiar mai repede. Super. Și în zona de sud, ca să nu evit să nu supăr pe cineva, că părinții mei din Oltenia. Craiova, Craiova, cred că este, Slatina. Craiova, cred că este un oraș cu valoare. Adică când se va lega de autostrăzi de Transilvania, va deveni un powerhouse pe zona de sud a României. Târgu Mureș, Oradea, orașele din Moldova, Craiova, cam astea sunt Da. Și zonele de aici. vreau să mai zic un Te pic rog. pe un oraș pe care am menționat, pe Constanța. Constanța este dintre cele 5 orașe majore cel mai slab dezvoltat, în mod paradoxal. De ce zic în mod paradoxal? Pentru că are cel mai important punct logistic al României, Portul. portul din Constanța. Portul din Constanța este cel mai întins port din Europa, din Uniunea Europeană, dar ca tranzit de mărfuri este pe locul 12, conform ultimelor cifre. Departe de porturi precum Rotterdam, Hamburg sau Antwerp, dar potențial după ce România intră în Schengen, ca acest port să devină un punct de maximă importanță și maximă valoare pe harta Europei, este imens. Iar intrarea în Schengen bate la ușă, adică o să se mai opună cât o să se mai opună niște luni, poate un an, nu cred că un an, nu cred că prinde un an povestea asta. Dar când o să intrăm în Schengen, o să vezi cum efectiv se deblochează lacătul de investiții aici, pentru că dintr-o dată Constanța devine potențial punctul major de intrare de mărfuri în Europa dinspre Est. Est însemnând Ucraina, Turcia, primele cele mai apropiate, Rusia când va da șoarece.
cu Europa, sperăm că nu este rezonabil, Da. Optimist. și tot ce vedem mai la SDN și în China, în primul rând, da, și altă. Deci Constanța ar fi, cu toate că în Constanța s-a construit foarte mult, cel puțin asta e perspectiva mea și zona asta de Năvodar și toate cele, înțeleg că există în continuare potențial foarte mare acolo de Da, dar Constanța n-are capitalizare. nici măcar o clădire de clasa de business. Nici măcar o clădire nu are. Da, să-ți dai seama de lucrul ăsta. Deci, nu știu dacă îți imaginezi ce înseamnă pentru un oraș de talia Constanța, să n-ai măcar o clădire de business, o clădire de Așa e. birouri, de tot. N-are o zonă de conference Da. A mai acătării. Conferințele din Constanța încă se țin la un hotel în care, când am intrat eu la primul meu job, acum în 2005, acum 18 ani, era într-un hotel așa semi-ponosit al Constanței. Încă se țin acolo. Chiar vorbeam cu Cristi, un nețiu, pe subiectul ăsta și a rămas frapat. Zic, păi, încă se fac Tot conferințe acolo. acolo. Da, și Așa. probabil nu s-a mai făcut investiții deloc în hotel, tot așa arată și... Exact. Și într-adevăr s-a dezvoltat, mai mult sau mai puțin sustenabil, este zona de nord, Mamaia Nord, unde într-adevăr turistic capacitatea este mare. Dar vezi că doar cu turism nu poți dezvolți complet Exact. în oraș. E nevoie și de componentă de business. Dacă ai amândouă, atunci devine interesant. De asta spun că Constanța, as a whole, așa, este un oraș cu potențial, sau o zonă, că intră și Năvodă aici, cu potențial economic imens și cu potențial de investiție imens. Mulțumesc, uite, e foarte interesant. La Constanța nu m-aș fi gândit, în primul rând, că e un potențial mare și partea asta cu portul, tot ceea ce ai menționat și cu intrarea în Schengen, a trebuit să schimbe foarte mult tot arealul și toate investițiile. Vreau să discutăm un pic pentru investitorul începător. E o persoană care are o sumă de bani. Unde, din experiența ta, în primul rând, vechi sau nou, unde se obțin cele mai bune randamente? În blocuri vechi sau în blocuri noi? Și pe urmă o să vreau să discutăm și cum se calculează randamentele, că mai ales pentru cei aflați la început de drum, e o informație care cred eu că e valoroasă. Mi se pune des întrebarea asta. Eu n-aș face separarea între vechi și nou. Aș face separarea, în primul rând, în funcție de criteriile pe care am spus mai devreme. Locație, în primul rând, și acces la facilități, infrastructură și facilități ale locuirii sau ale business-ului. După care, după ce am segmentat clar, m-aș uita la calitatea clădirii respective. Pentru că calitatea clădirii respective nu se întâmplă doar la ceva nou construit. Se întâmplă și la ceva care poate mai vechi, dar poate refăcut sau poate bine întreținut. Da. Există tot timpul conflictul ăsta. Cumpără nou, nu cumpără vechi. Sau invers, cumpără vechi, nu cumpără nou. Am auzit și pe asta. Mie mi se pare greșit conceptul, pentru că este ușor extremist așa și cumva defavorizează pe cei care sunt de fapt grosul proprietarilor imobiliari în România, și anume proprietari undeva la 8 milioane și de construcții înainte de 90. Eu aș spune așa, cât timp clădirea este bine întreținută și într-o locație corectă, este un activ foarte bun. Evident că dacă mergi în principiul ăsta, poți să spui că cele noi sunt cele mai bune. Da, pentru că sunt construite la nivel de calitate în construcții și la nivel de facilități mult mai sus. Poți să ai complexuri în care ai, inclusiv, uite cum stai aici, la mai unde stai acum, se face de resort. Adică spa, piscină, stare de fitness, care sunt foarte apreciat de oameni. E fain să cobori direct în sală sau în piscină pentru cine este fan de asta. Sau ai zonă comercială, sau ai zonă de business inclusă, sau ai zonă de co-working, care va deveni un trend în timp. Deja este, dar încă nu la capacitatea maximă pe care poți să o ai. Da, așa că dacă e să pui, să ții cont atât de randamentul din închiriere, că asta e peste principala formă de valorificare a imobiliarilor, cât și de randamentul dat de aprecierea valorii în timp, trebuie să ții cont să fie o construcție într-o locație corectă, respectând ce am spus mai devreme, și bine întreținută sau nouă. Pot fi și vechi, dar să fie bine întreținută, sau să fie niște proiecte pe ele, de exemplu, să reface fațada, să refac și instalațiile pe interior la un anumit bloc din București. Adică Da. Să te uiți la aceste lucruri. Putem să tragem o concluzie așa, să generalizăm. Am înțeles că nu vrei să facem asta, dar dacă ai avea o sumă de bani și vrei cele mai mari randamente,
cele mai mari randamente, atât din chirie cât și din apreciere, pe termen de 10 ani, le obții dintr-o investiție într-o clădire nouă sau dintr-o clădire veche? În mod cert poți să obții un randament mai bun pe clădirile noi, în mod clar. Cât timp alegi locația corect și construcția, dezvoltatorul de la care cumperi corect. Și aici intră poate un consultant de calitate care să-ți spună direct care sunt lucrurile sau intră mai multă educație din partea celui care investește. Adică să nu crezi că le știi după toate, ci uite un pic mai atent și vezi niște lucruri care nu ai cum să le știi mai bine decât oamenii care sunt activi în domeniu fiecare zi, știi? Da, și atunci mai departe poți să încep să le, să le calculezi. În esență, de ce spun că la cele noi, la netul mare, pentru că în primul randament va fi mare pe zona de apreciere a capitalului. Preț. Da, pentru că imobilele care deja au, să zicem, 50 de ani, dacă tu le cumperi acum cu obiectiv să le ții, să zicem, 20, să zicem, ciclu imobiliar, deja vor avea 70 de ani când vrea să le vinzi. Trebuie niște investiții făcute pe mai multe paliere în acea construcție, acum s-a făcut deja, ca să își păstreze corect valoarea și să crească la același nivel cum crește un imobil nou. Știi? De exemplu, să schimbi toate instalațiile. Trebuie să refaci casa scării și lifturile. Trebuie să refaci clar fața dacă e deja făcută. Da. Nu. Și de asta spun că e mai sustenabil pe imobile noi. Dar dacă totuși am investiții în imobile vechi, aș vorbi cu administrația. Și la spune, mă băieți, are deja 50 de ani clădire. Hai să facem ceva cu ea, că dacă o ținem așa peste 20 de ani, tot ce avem aici ca active imobiliare o să înceapă să se deprecieze, nu o să se aprecieze. Corect. Hai să facem, să punem un fond de rulment, cum se practică, să refacem toată conducta de scurgere. Să refacem, nu știu, partea electrică. Izolație. Ok, am înțeles. Tot la nivel de instrumente, care ar fi zona aceasta cu ce tip de apartament sau garsonieră are randamentul cel mai mare? Mă refer aici, ce să aleg? Să aleg o garsonieră, să aleg un apartament de două camere, un apartament de trei camere. Știu că sunt tot felul de studii în care preț versus cât obții din chirie și eventual apreciere. Unde ar fi cele mai mari randamente? Între garsoniere, apartament de două camere și trei camere. În mod cel mai bun este la garsonieră și la două camere, pentru că pe măsură ce crești suprafața, prețul pe metru pătrat se diminuează și la fel și prețul pe metru pătrat de chirie. Tot prețul chirie pe metru pătrat se diminuează. Chiar dacă ai spune, ok, se prețul de cam și așa, nu prea, pentru că diferența de chirie între două camere și trei camere e destul de mică. Da. Însă prețul, mai ales dacă cumperi imobile noi în care s-ar plăti TVA și pe TVA de 19%, nu de 5 sau 9, se mai adaugă, se mai simte un pic. Așa că dacă vrei randament maxim, mergi în zona de studiouri și două camere. Acum, mai pot fi punctuale investiții bune și în zona de suprafețe mai mari, cât timp au ceva valoros, de exemplu. E, poate să fie un penthouse sau un duplex într-un imobil tip, într-un proiect tip resort, în care atragi un anume tip de clientelă și acea clientelă plătește. De exemplu, aici la Mamaia Nord, în proiectele alese de clienții noștri care lucrăm aici, sunt 3 sau 4 camere care se închiriază pe noapte, 4 camere, nu 3 camere, care se închiriază pe noapte cu și peste 400 de euro. Și se închiriază aproape full pe sezon. Da. Iar în low season, adică între 15 septembrie și 15 mai, deci practic perioada care e în afara sezonului, poți să închiriezi mid-term, adică închiriere pe termen mediu, cu valoarea chiriei corectă. Adică faci un randament combinat între închirierea pe termen scurt, pe durata sezonului, și închirierea pe termen mediu, pe durata extra sezonului, de peste 10% lejer, net, după ce scurs toate taxele. Da. Super randament. Da, super randament. Adică am reușit pe anumite proiecte pe care le-am analizat, chiar și 16%, și eu le calculez foarte minuțios, adică nu pun așa brut și uit de niște costuri, nu, pun în investiție total preț cu tot costul de achiziție și TVA, pun mobilă, da?
pun la costurile în exploatare, în închiriere, partea de impozit pe venit, în diverse forme, pe F sau pe J. Corect. Pun mentenanța, pentru că în resortul ai cost de mentenanță, să aibă cineva grijă de piscină și așa mai departe. Pun property management și pun property management ca lume, nu 5%, pun 20-25% din total, chiar 30% dacă vrei pot să pun. Și apoi mai pun și impozitul pe proprietate, care conform legislației din România, în general în lume, nu este impozit pe rezidențial, este pe non-rezidențial. Acest un mic paradox ne spune că ok, dar oamenii acolo vin să stea, să locuiască. E tot rezidență. Da, corect, dar rezidență pe termen scurt, care e tratată de drept turism, care mai departe înseamnă comercial, care înseamnă non-rezidențial, deci înseamnă că intri pe impozit mai de, mare. pe proprietate mai mare. De exemplu, aici pe Nevoldare pun 1% în calcule, din total valoarea proprietății, care se și reevaluează la 5 5 ani, ani. se pare. Da. Ok. Și după ce Foarte. îți costă asta, îți chestia sunt pe 10 și 16% aici pe constant. Hai să discutăm un pic mai în amănunt cum se calculează randamentul unei investiții imobiliare, pentru că văd foarte des confuzii și poate ar fi interesant să acoperim subiectul acesta și ne apropiem ușor ușor de încheiere. Cred că am răspuns cumva pe larg, o să zic acum din nou așa ca o concluzie. Odată trebuie să pui la pachet tot ce investești. Da? Deci trebuie să ai clar capitalul tău investit pe de-o parte, plus dacă e cu finanțare, datoria pe care o pui, deci practic banii pe care iei din credit. Și separat să-ți calculezi ce venituri vei avea complet și ce cheltuieli vei avea, adică ce costuri, de fapt, directe vei avea prin exploatarea, prin închiriere. Ok, și în felul ăsta îți va da randamentul din închiriere, care poate să fie închiriere pe termen lung, pe termen mediu, pe termen scurt sau combinat între termen scurt și termen mediu, cum am zis aici pentru Mamaia, da? Un calcul simplu ar fi așa, de exemplu, avem un apartament de 100.000 de euro, Da. da? În medie noi punem între 10-15% mobila, Ok. da? Deci 115.000 euro. Considerăm că în 100.000 am inclus, să spunem, și costul de achiziție, adică am inclus și TVA, Da. am inclus și costul Notar. notarial și tot, ca să fie mai simplu de calculat. Da. Deci ai o investiție de 115.000 euro. Da? Pe care mai departe, ca să fie simplu, calculăm, să spunem că ai luat cu cash complet. Deși chiar recent am scos un video pe tema asta că este incorrect să investești cu cash complet pentru că îți cade randamentul. E mai bine să investești cu Cu credit. finanțare bancară, cu credit și atunci ai un capital investit mai mic, o bază mai mică de calcul și evident că randamentul îți crește cu timp. Faci ce trebuie, știi. Pe partea de venituri, adun toată chiria pe care o poți încasa, plus dacă oferi servicii suplimentare. De exemplu, pe un resort poți să oferi curățenie sau poți să oferi acces la facilități contra cost, dacă vrei, și de regulă fără cost. Și pe care scazi costurile. Costurile sunt în primul rând impozitul pe venit, care poate să fie pe persoană fizică un X la sută, acum este 10, sau pe PJ în funcție de formula pe care ești, poate să fie impozit pe micro-întreprindere sau poate să fie impozit pe profit în cazul de companie normală. Mă rog, așa. După care ai cost de mentenanță, dacă există, trebuie să ții cont de el. Ai utilități și întreținere, ține cont de ele. Ai apoi property management. Chiar dacă unii își fac singur property management, am efort de foarte mult pe treaba asta, eu i-aș pune un cost, pentru că e timpul tău În timpul investit tău. acolo. Exact. Da. Exact. Adică tu cu cât te-ai plăti dacă te-ai angajat Ora. ca property manager? Cu cât te-ai Exact. plăti, efectiv. Păi eu mă ocup acum, nu știu, am 3 proprietăți. Da? Și mi-a în timp, nu știu, pe o lună de zile, mi-a 5 zile. Da, să lucrez pe treaba asta. Ce salariu merit eu peste Care? pentru 5 zile? Adaugă-i taxele. Care? Da, Și și după asta. aia... Și după aia puneți-l drept cost de property management. Dacă nu faci tu asta, pune direct costul companiei care îți face property management. Care poate să difere între 5 și 35% în funcție de cât de multe lucruri fac. Apoi mai puneți impozitul care îți punem pe proprietate și dacă nu l-ai prevăzut deja, în cazul care faci short-term renting, puneți un cost de marketing. Da. Ok. Adică, nu, dacă faci short-term renting și vrei să închiriezi zona, nu știu, turistică, Brașov-Constanța, de exemplu, ai un cost cu platformele. Da, Da. Booking, Booking, Airbnb, Airbnb. Flip State, sau cum se mai numesc astea.
în care, care de multe ori, de fapt, tu îl pui în plus față ceea ce îți stabilești drept că trebuie să încasezi pe noapte. Dar dacă nu ți l-ai pus în plus, să știi că îl vei avea, pentru că e un coș acolo. Și după aia îți dă un venit net la final, pe care îl împarți la capitalul investit și îți dă randamentul din încheiere. De ce spun la capital investit? Pentru că poți să folosești finanțare bancară și atunci să-ți calculezi efectiv la cât, la cât ai tu capital pus efectiv, avansul tău plătit plus mobil și așa mai departe. Dacă ai finanțare, să-ți ne adaugi la costuri și rata. Rata, exact, asta vreau să te întreb. Recomand pentru un calcul corect să vă adăugați doar dobânda. Dobânda, Pentru că exact. Cost efectiv în rată este doar dobânda și Exact. diversele taxe pe care mai cere, costul pe care mai cere banca. Nu știu ce fond, nu știu nici altul. Partea principală, în schimb, este tot capital. Pentru că, de fapt, îți mai pui o cărămidă la Exact. cât deții tu din La proprietate averea efectivă, ta. mă rog. Îți Da, crește valoarea exact. pe măsură ce returnezi din principal. Da, exact. Și, Și deci asta asta e pentru partea de închiriere. chirie. Asta e partea de Și... chirie. Apoi, la aprecierea capitalului, aici este mai simplu de calculat, nu sunt așa de multe complexități. Te uiți cu cât ți s-a apreciat valoarea între timp. De exemplu, dacă cumpărat cu 100.000 de euro, da, Da. și bunul, dăm mobil un pic la o parte acum, da, a ajuns să valoreze 120.000 de euro. Da? Deci ai câștigat 20.000 de euro la valoare și tu ai investit tot 20.000 de euro pentru că ai dat cu finanțare bancară pe restul de 80. Deci ai dublat Înseamnă bani. că tu ai între ghilimele, dublarea banca, de fapt, 100%. mai ai niște costuri acolo, cu aia 20%, pentru că mai incluzi la o revânzare și un TVA, mai incluzi niște chestii. Dar dacă e să calculezi gros aprecierea capitalului pe care tu l-ai, este 100% real. Wow. Și atunci dacă au durat 2-3 ani, îi împarți la numărul de ani, 100%, nu? La 2-3 ani și obții Da. aprecierea la care se adaugă randamentul din chirie și ai CAGR, Exact. parcă. Ai dat CAGR-ul din acea capitală pe care, în care mai pui randamentul din închiriere și îți dă un CAGR total, pe care mai departe poți să-l compari cu CAGR-ul dat de orice altă clasă de activ. Da. Că sunt active financiare, că sunt, știu, cripto și așa mai departe. Ok. Wow, super. Foarte valoroase informațiile și îți mulțumesc mult pentru ele. În încheiere, mai am două întrebări. Întrebările acestea le adresez aproape de fiecare dată. Dacă ar fi să faci o recomandare de două sau trei cărți, fie din zona imobiliară, fie din alte zone, finanțe personale sau dezvoltare personală sau cărți care simți tu că pe tine te-au ajutat, nu știu, să schimbi modul de a gândi sau de a face lucrurile un pic diferit. Da. Aș da prima oară o carte de context, și Da. anume aș da cartea lui Ray Dalio, ultima pe care a scris-o, face țin printre Principii. ultimele pe care a scris-o, Principles of How of Dealing with a Changing World Order, principii în care cum să te descurci cu o lume schimbată. Este o carte extrem de valoroasă care o să liniștească multe, nu știu, anxietăți ale oamenilor în contextul actual, sau poate o să trezească Să altele, genereze depinde ce altele, întâmplă, exact. Am citit-o depinde de și ce, e. depinde de fiecare întâlnire. Apoi aș recomanda cartea Net Positive a lui Paul Polman, fostul CEO de la Unilever. Este o companie extraordinară care a implementat și implementează multe soluții de sustenabilitate într-un business global, în contradicție cu ceea ce mulți acționari ar fi dorit la început, și anume hai să investim atât de mulți bani în chestiile astea, hai să păstrăm așa cum facem deja. Au ales să meargă pe drumul ăsta și și-au crescut capitalizarea de 10 ori în 10 ani. Și în această carte sunt surprins exact acest lucru pe care l-a făcut. Și de ce spun că e valoroasă inclusiv pentru investitorii în imobiliare? Pentru că piața imobiliară trece și ea printr-un amplu proces de schimbare în zona asta de a folosi noi tehnologii în construcție sau de a reface construcțiile vechi în zona asta, în care să devină mai sustenabil, să păstreze mai bine căldura sau aruncarea în interior, să emiți mai puțin carbon, să aduci o viață mai bună locatarilor tineri. Și în 10 ani de acum înainte, pentru că investiții imobiliare nu le faci neapărat doar așa pentru azi mâine, o să conteze aceste lucruri. Cu Uitați-vă ce siguranță. se întâmplă în lume în general acum, da, cu tot felul de
probleme naturale, climate change și așa mai departe. O să ne uităm după astfel de lucruri peste 10 ani. Și noi vrem ca, în momentul respectiv, investițiile noastre să crească și vor crește dacă vor avea această componentă în el. Și ca să închid și cu o carte de real estate, aici sunt multe. În principiu, ce am citit eu pe zona de real estate destul de mult, sunt cam commodities toate. Adică zic că am toate același lucru. Așa că nu pot zic că este una care este așa complet din par. Da, să zici, bă, mamă, deci dacă citești cartea asta, e ai deschis lacătul la fericire. Probabil că nu se va întâmpla treaba asta. O carte pe care eu am apreciat-o pentru că e destul de comprehensivă și destul de completă e Property Investing. Am uitat numele autorului, tocmai din motivul ăsta că e comodite. Poți să mai studiez și pe inegalabilul, între ghilimele, Grant Cardone, care mie personal nu-mi place ca persoană deloc, deci nu e deloc în sentimentul valorilor mele. Da, da, da. Dar dacă te uiți în spatele lucrurilor pe care le spune și în spatele lucrurilor pe care le face și modul de abordare, sunt câteva lucruri valoroase. De exemplu, el investește mult în proiecte rezidențiale cu scop comercial, adică ia un proiect întreg, un ansamblu întreg și îl închiriază, de regulă pe long term. De aici poți să înveți următorul lucru, că dacă vrei să ai un property management făcut corect și cumva să-ți și scadă costul cu el și să-ți crească eficiența investiției, trebuie să ai mai multe unități la un în loc. Același loc. Da. E o chestie simplă pe care, na, poate că ți-ai fi dat-o seama și empiric, dar când o vezi la un om care are vreo 5.000 de apartamente din ce știu ultima, poate că a mai crescut investiția cu compania pe care le-a fondat, îți zice clar că, bă, cam asta e soluția, știi? Și este una dintre. Apoi modul în care își calculează randamentele, modul în care își calculează return on equity, return on assets și așa mai departe. Sunt lucruri bune care cred că ar fi bine să le cunoști. Poate nu trebuie să ai toată știința asta economică de acum, dar te va ajuta. Deci astea două, dacă vei property investing pe de-o parte și articolele sau cărțile sau mai degrabă videourile lui Greg Carlton. Da. Ultima întrebare. Dacă ar fi să poți să transmiți un mesaj sau să scrii un mesaj pe cel mai mare panou publicitar din București care să fie văzut de 100.000 de români în fiecare zi și ai putea să scrii doar o propoziție sau o frază care i-ar putea ajuta pe oameni să, nu știu, să fie mai bine, să facă mai bine. Ce scrie pe acest panou? E o întrebare grea. Poate despre filozofia ta de viață, despre investiții, despre... Aș spune așa. Împreună construim un București mai curat. Punct. Ca tine. Wow. Da. Ok. Da. Foarte... Ca te las așa, te pune pe gânduri, știi? Te lasă acolo, ok, ca mine, deci cum sunt eu, ok, ce pot să fac și pentru mine și pentru București, da. Dă și responsabilitate mai departe. Exact. Aș umple București de un astfel de panouri. Pentru că, într-adevăr, București, fiind o metropolă acum, are acest risc ca oamenii să vină irresponsabili în consum, în modul în care aruncă diverse lucruri în diverse zone. Votați Daniel Tudor la primărie, nu? Că tot urmează acum. Am nu glumit. Știu dacă mi se potrivește. Da. Dar poate mai sus de autorități locale, poate la un moment dat mai discutăm. Da. Foarte, foarte mișto. Uite ce plan frumos de a dezvolta și mai departe și a da mai departe. Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția foarte interesantă. Am acoperit foarte multe subiecte din zona aceasta de investiții imobiliare. Vreau să mai fac și o remarcă. Daniel este unul din speakerii celei de-a treia ediție Start Invest. Ea se va desfășura în perioada 4-5 noiembrie. Încă nu am lansat-o, dar dacă am avut plăcerea să te-am invitat, fac și mențiunea aceasta. Aș dori să te întreb în încheiere dacă vrei să mai adaugi ceva. Aș spune să mergi înainte cu încredere, Mihai, pe acest drum. Știu că îți dorești să extinzi foarte mult această zonă de educație. Nu am mai comunicat pe subiect și cred că îți poți face și îți poți crește o comunitate mare în această zonă. România are nevoie de educație financiară și are nevoie de educație în general. Cu cât suntem mai mulți care fac lucrurile acestea bine și se informează din surse credibile și le împărtășesc mai departe cu dorință de contribuție și într-un mod sustenabil economic,
Eu cred că România va deveni mai bună. Așa că Da. mult succes, dă-i tare înainte de toată încrederea că oamenii o să simtă că faci ce trebuie și o să vină lângă tine. Mulțumesc și mulțumesc la fel și de concept să ajungă nu doar în SI, nu doar în Europa Centrală, ci și de est, ci în restul Europei. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați stat alături de noi. Ne vedem data viitoare cu un nou episod interesant și cu un invitat pe măsură. O zi bună! La revedere! Toată lumea.